Ok, de salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod pe acest canal. Eu sunt 007 Mario și astăzi sunteți alături de mine la un nou episod din cariera cu Steaua sau FCSB sau cum vreți să-i spuneți, dar suntem la derbiul împotriva lui Dinamo din play-off. Primul derby din play-off. Noi suntem pe locul 2, ei pe locul 4. Ok. Îl vedem pe Odoi foarte bine, cel care n-a marcat până acum niciun gol. Wow, ce fault! Ce fault de galben al lui Nistor. Da. Ok. Hai că a scris echipele jos să le citesc și eu. Ok. Nu e. Vreau să schimb, o să bat cu Coman. Uite, așa se bat loviturile libere. Vai, bă, nu cred. Ce bine a intervenit Kevin Bru. L-am titularizat pe Ciorbadzinski deoarece este suspendat Cristea. O, șut al lui Odoi în adversar. Și în continuare pot să zic că am citit și echipele. Mă rog, noi începem cu Bălcrădean în stânga, Soiledis, Planici și Ciorbadzitski, dreapta Manea, Nedel cu Tonali, Man, Coman, nu Hradecki, what the fuck, Haaland și Odoi. Ei nu știu cum încep, nu mă interesează sincer. Oh, nu, Bejan îl oprește acolo pe Haaland. Nu vreau să fac videoclipul așa de lung, așa că voi reveni când vor fi ocazii mari. Oh, nu, Mattia Montini a scăpat. Oh, și este bară la poarta lui Bălcrădean. A scăpat de acolo de către Ciorbadzitski și Planici și a driblat foarte bine. Și am văzut prima mare ocazie acestui meci. Ocazia lui Mattia Montini la poarta lui Cristi Bălgrădean. O bară foarte importantă. Iar acum Bălgrădean trimite către Ciorbadzitski. Bosdihar Ciorbadzitski. Cred că am zis bine. Oh, nu, Nistor. Pasează către Montini. Mattia Montini către Neicuțescu. Oh, Soiledis respinge. Și este out pentru dinamoviști. Mihaiu, Dean Sorescu, Mihaiu acum la balon, Dean Sorescu, Mihaiu din nou, se duce în centru, Filip Mărșliac, greșește pasa, Soiledis, Tonali, mai departe, Denis Man, Odoi, Man, Haaland, Man, către Odoi, dar este offside. Ok, Odoi scapă foarte bine, Odoi către Coman. Oh, nu, mingea nu este atinsă de Florinel Coman. Și Straton trage de timp. Este final de prima repriză probabil. Da, este final de prima repriză. 0 la 0 după prima repriză. O repriză cât de cât echilibrată. Astra conduce pe Sepsi și Viitorul pe Botoșani, probabil în play-out. Hai să dăm și noi la match facts. Da. Scapă Mattia Montini în fața lui Planici și vedem șutează destul de prost. Este minutul 72, nimic foarte important în a doua repriză, în afară de posesia clară avută a celor de la Dinamo. N-a avut ocazii, absolut nimic. O repriză foarte proastă. Denis Man acum la balon. Man! Pasează mai departe Florinel Coman. Man. Tonali. Către Haaland. Și este 1 la 0. Erglin. Haaland. Deschide scorul pe Național Arena. Norvegianul. Erglin. Haaland. Foarte, foarte, foarte bine. Și-a luat un cartonaș galben pentru un foul făcut mai devreme la Mihaiu. Și se produc
cele două schimbări între Salamao și și Vână în locul lui Iman și Odoi. Ok, și mai avem 10 minute. Dacă se întâmplă ceva, revin. Salomão i-a pasat foarte bine lui Haaland, care reușește dubla. Pasa lui Salomão. Trebuie revăzută faza. Aș vrea să-l scot pe Haaland pentru că vom avea meci în Europa League cu Espanyol. Și asta voi face, îl voi scoate, îi voi da minute și bizonului. Dar vedem, totul a plecat de la Salomão, unul din cei mai buni pasatori ai echipei. Sau să-l scot pe Tonali. Îl scot pe Haaland pentru că are și galben. Sau fii atent cum fac. Nu, lasă așa. Minutul 85, 2 la 0 pentru FCSB. Am avut o ocazie foarte importantă a lui Florinel Coman după pasa lui Noere. Revedem șutul lui Coman. Șutul lui Florinel Mbappé. Coman bate scurt Tonali. Din nou Coman. Oh, un centru resping bine din Aoviști. Planici. Salomao. Oh, prinde Straton. Și probabil va fi fluierul final al arbitrului. 2 la 0. FCSB-ul învinge în derby de România. Astra bate Sepsi, Viitorul bate Botoșani. Cred că sunt meciuri din play-out. Conferință sau ce? Da. Vână. Vână a intrat pe final. Nu prea a avut foarte multe șanse, dar s-a descurcat foarte bine. Erling Haaland. Erling Haaland este un jucător impresionant, de asta l-am cumpărat și în vară. Se vede că s-a acomodat foarte bine și este un adevărat marcator. Nu mă interesează Dinamo. Eu vă spun că echipa mea a câștigat și urmează meciul de Europa League. Urmează meciul de Europa League. Ne concentrăm pe următorul meci. Ce asta? Haide, frate, lasă-mă. Mi s-a dus suspendarea lui Cristea. Ok. Oh, crește la 80 Erling Haaland. Incredibil. Incredibil. Primul player de 80 overall din Liga 1. Și din echipa mea. Oh my god. Și după avem derby cu Craiova. Pentru primul loc. Stai, parcă apă bancă. Ok, începe turul optimilor din Europa League FCSB Espanyol. Ce meci, ce meci. Oare va reuși FCSB-ul să învingă? A făcut destul de multe schimbări față de derbiul cu Dinamo. A intrat Vână, Salomao. Cine a mai intrat? Cristea și Panțărul. Și Wydad, pentru că a cerut. Și FCSB-ul începe cu Bălgrădean, Manea, Cristea, Planici, Panțăru, Wydad, Nedelcu, Vână, Odoi, Haaland și Salomao. Ok, este un fault acolo. Ne-a arătat și echipa lui Espanyol. Am remarcat transferul lui Beniat. Oh! Ce bine, Răzvan Wydad, Răzvan Wydad. Oh, nu, cum a pierdut mingea Wydad. Și este corner. Cum a pierdut mingea Wydad? Ce e? Îi dă galben pentru ceva sau ce? De ce? What the fuck? Bă, de ce îl arată pe ăsta? Este un bug al jocului sau ce? Mă rog. Și uite ce se întâmplă. Jocul ăsta are probleme. Da. Odoi dansează pe teren. Hai că e bine. Oh my god.
Haide, wide. Hai că e bine. Am remarcat încă trei jucători transferați la Espanyol, fundașul stânga Yuri Berchisto de la Athletic Bilbao, Antonio de la West Ham, atacant, sau right mid, uite la Antonio, ok, și Natalie Klein, fundaș dreapta, deci s-a întărit foarte bine Espanyol, se pare că dorește să ajungă mai departe, dar și noi ne-am întărit. Și noi dorim să ajungem mai departe. Și avem această ocazie. Oh, Diego Lopez scoate foarte bine acolo la șutul lui Vână. Hai că da. Mai este foarte puțin și se termină prima ocazie, prima repriză. A avut și noi și ocazii, dar nimic așa special. Ei au avut două ocazii prin Caleri, noi una prin Vână, în rest absolut nimic. Meci destul de slăbuți până acum. N-au fost mari ocazii. Și mai e foarte puțin. Probabil va fluiera arbitru finalul primei reprize și o și face. Hai să vedem statistici. Deci, da, a avut singurul șut al lui Vână, care a fost pe lângă. Și Beniat deschide scorul. Din nefericire, vedem, de aici a plecat totul. Și șutul lui Beniat. Trebuie să facem niște schimbări, că nu se poate. Intră aici Coman. Aici Tonali. Și aici Man. Bun. Facem toate cele trei schimbări. Și atacăm Espaniolul pentru a face măcar un egal. Și Matias Vargas este eliminat pentru un foul la Manea, al doilea cartonaș galben. Da, cel care a produs acel bug în prima repriză. Ok, și acum avem șanse mult mai mari. Măcar să facem un egal. Trebuie să marcăm un gol cel puțin, pentru că dacă nu este grav. Ei au marcat în deplasare. Deci asta e problema. Și Wide nu se poate. Wide vrea să fie titular și nu face nimic efectiv. Cred că o să-l vândă în vară. Erling Haaland nu se poate, apără încă o dată Lopez. Și a mai avut o ocazie cu Florinel Coman și a apărat iar Lopez. E incredibil acest portar. A intrat Ulei în locul lui Caleri. Jucătorul de origine chineză, Ulei. Hai să vedem, probabil unul din ultimele atacuri cu Florinel Coman. Coman combina acolo cu Erling Haaland, nu mai are multă viteză. Întoarce Tonali. Oh, nu, nu reușește să trimită pasa pentru că este blocat. Și nu se poate. Yuri Berchiș trage de timp și este înfrângere pe Național Arena. Ah, mergem la derbiul cu Craiova. Vom simula meciul de pe Ion Oblemenco, cam asta este echipa, o vedeți și voi în dreapta și 3 la 0, Odoi Noere și Cristea. Incredibil, învingem liderul și ne apropiem la 2 puncte. Incredibil și Odoi marchează primul gol, dacă nu mă înșel. Mergem în Spania pentru a câștiga. Vom alinia cel mai bun 11. Coman crește la 75 overall. Odoi sparge gheața și marchează. Incredibil. Ia vreau să văd dacă a mai marcat până acum, dar nu cred. Uite-l, Hudson Odoi. Are un gol și o pasă de gol în 7 meciuri. Ok. În următorul episod avem meci cu CFR. Revin eu când vom începe meciul. Ok, începe meciul de pe stadionul lui Espanyol. Meci foarte, foarte, foarte important pentru clubul nostru, care ne poate aduce mulți bani dacă vom trece în sferturi.
Vedem jocul în Bulgaria, la ei, wow, și este o greșeală a lui Naldo din minutul 1. Și man, wow, nu fructifică această greșeală. Mulți dintre jucătorii noștri sunt foarte obosiți pentru că au jucat și în meciul cu Universitatea Craiova. Dacă vom învinge pe Național Arena Craiova, suntem camp de fapt nu suntem campioni, suntem lideri. Dacă Craiova bate tot și noi batem tot, acesta este singurul criteriu. Oh, și Coman deschide scorul, este 1 la 0. La Espanyol 1 la 0, scor la care vom avea extra time. Echipa este foarte motivată, vedem Nedelcu a oferit o pasă foarte bună și Coman șutează din întoarcere. Florinel, Coman, 1 la 0 FCSB, 1 la 1 la general. Revin cu cele mai importante faze. Da, băi băieți, începe repriza secundă. Nu prea s-a mai întâmplat nimic în prima repriză. Jucătorii mei au încercat să atace foarte mult, numai că nu au viteză multă, deoarece sunt foarte obosiți. Am avut meciuri grele și trebuie să avem grijă la Yuri Berșiș. O ratare uriașă pentru fundașul stânga, Yuri Berșiș. Și intră Salomao și mai facem încă o schimbare. Pe Salomao vreau să-l joc Cam, pentru că joacă destul de bine acolo Salomao și Vână. Și va mai intra probabil Noere. Salomao cu o pasă foarte bună și este 2 la 0. Erling Haaland. Încă o pasă de gol oferită de Salomao. Este incredibil Salomao acolo pe poziția de camă. Este un pasator excelent. Trebuie să revedeți faza. Îl vedem pe Salomao. A întors foarte bine. A pasat acolo către Haaland. Iar acesta a finalizat și la acest scor suntem calificați în sferturile UEFA Europa League. Nu se poate și marchează Espanyol prin Caleri. La scorul ăsta ei sunt calificați. Vedem acolo unde se lovește de ceafa lui Salomao și Caleri marchează 2 la 1. Trebuie să marcăm neapărat un gol pentru că la acest scor ei sunt calificați. Pentru că au marcat la noi. V-am spus, asta este un dezavantaj uriaș. Este 2-2 la general, dar ei au un avantaj. Și hai să continuăm meciul. Wow! Marchează Salomao, am oprit filmarea și imediat după Salomao a marcat. Dar incredibil ce gol, ce fază! Salomao este și un marcator, nu neapărat un pasator. Vedem Haaland. A ținut foarte bine acolo mingea, i-a pasat și Salomao. Incredibil ce gol marchează. Ce gol marchează Diogo Salomao. Gol și pasă de gol pentru Salomao. Incredibil acest jucător. Păcat că n-are un overall mai mare sau că nu poate crește. Pentru că dacă era așa, poate el mai ținea, dar na. Păcat. Am lovit bara efectiv cu Erling Haaland. A intrat bizonul în locul lui Hudson-Odoi, iar Salomao a trecut pe dreapta și bizonul este pe poziția de camă. Prinde și el 15 minute. O să-l trec pe transfer list pentru că nu mai are unde să intre efectiv bizonul. Are și o vârstă. Și vedem lovitură de la colțul terenului Coman către Noere. O, prinde Diego Lopez. Intră și Serge Darder, a intrat și Beniat mai devreme la ei. În locul lui Dimitrov. Acel Dimitrov nu este Radoslav Dimitrov de la noi din Liga 1, de la Sepsi, fostul jucător al Craiovei. Este un anume Nicolai Dimitrov, care joacă în Real Life la Ural. M-am interesat pentru că eram curios. Mi se părea ciudat, frate. Se transferă un jucător de la Sepsi la Espanyol în FIFA. Mă rog. Hai că nu mai pun pe pauză. Intră și Ferreira, argentinianul de bandă stângă. Intră pe dreapta, dar nu e nicio problemă. Ei trebuie să marcheze neapărat un gol. Dar dacă marcăm acum noi nu mai au nicio șansă. Haaland, oh nu, pe lângă poartă efectiv. Câte ocazii a ratat Haaland. Haaland, meci foarte bun, gol, pasă de gol, bară, da.
și intrăm în minutele de prelungiri. Oh, Harlem Noere, Harlem Edi Noere, Noere. Oh, nu. Și va urma un meci împotriva CFR-ului în episodul următor. Vână, Haaland. Încearcă să paseze cu bizonul și este calificare. Calificare în sferturile Europa League. Sunt curios cu cine am picat. Sunt foarte curios cu cine am picat. Ok, mamă, 3-0 Lille și se califică și Lazio. Ok, deci Inter se califică, noi ne calificăm, Lille se califică, United se califică, PSG se califică, Piemonte Calcio se califică, Stade Rennais se califică și Liverpool se califică. Ok, interesant. Doar echipe de top. Dacă nu picăm cu o echipă de top, putem spune că am avut bolan. Dar e Muchas greu să nu gracias por su picăm. tiempo y por sus Muci respuestas a las la siguientes gură. preguntas. Noire s-a descurcat foarte bine cât a intrat, dar echipa contează. Echipa a adus victoria. Sincer să fiu, nu mă interesează cu cine picăm. Dacă vom avea puțin noroc, vom pica bine. Dacă nu, asta este echipa joacă contra oricărui adversar. Da, este un rezultat foarte bun. Doar calificarea contează, nu contează scorul. Și noi ne-am Muchas gracias calificat por las și respuestas. vom continua și vom încerca chiar să câștigăm trofeul. Ok, visuri mari. După vom avea amical cu Spania. Ia să vedem cu cine am picat. Ai de capul meu. Nu se poate. PSG. Da, voi băieți, cam asta a fost episodul. Mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați de like, subscribe, share, follow pe Instagram, like la pagina de Facebook. În următorul episod vom juca meciul cu CFR și probabil primul meci cu PSG. Da, eu am fost 007 Mario. Pa!